Următorul speaker este antreprenor timișorean în domeniul sănătății, este asociat în grupul de clinici Medicis Timișoara, a contribuit la designul, implementarea și dezvoltarea unor concepte noi, între care amintim Centrul de Sănătate Ocupațională Integrată, Centrul de Evaluare Medicală Aeronautică. În zona socială activează în Mișcarea Rotariană și în alte câteva organizații. Este absolvent al Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș, promoția 92, deține două masterate în sănătate și în management, un MBA și o diplomă Empretec în antreprenoriat. Este auditor în domeniul calității, cu preocupări în elaborarea și consolidarea standardelor în sănătate. Interesele și pasiunile sale depășesc domeniul sănătății spre zona de IT, online și media. Și în paranteză, am văzut că toată lumea din medicină este în zona de IT. Toți folosesc ultimul tip de prezentare, Prezi, care văd că ne creează și mici neplăceri. Așa, tema prezentată de domnul Adrian Badescu, în aplauzele dumneavoastră, va fi Sănătate 2.0 Wiki Health și cu siguranță ne va explica ce înseamnă asta. Te rog. Mulțumesc frumos, Nicu, bună dimineața și din partea mea, nu strică niciodată 5 bună dimineața. E o întâlnire de business. Am înțeles că e o întâlnire de business și arătăm toți îmbrăcați și ca de business. Și acum să vorbim despre viitor. Dacă discutăm de viitor în medicină, practic nu putem vorbi despre medicină. Vorbim despre wiki, pentru că nu vom vorbi despre medici și nu vom vorbi despre pacienți, ci o să vorbim de o rețea enormă în care, egal că sunt pacienți sau medici din Sydney, din Chicago sau din München sau din Timișoara, e aceeași rețea și același sat global. Și vom vorbi despre health, despre sănătate, pentru că medicina în viitor nu va exista. Accentul se va pune tot mai mult pe sănătate ca și concept și nu pe medicină. Ca o scurtă incursiune, ca să ne înțelegem viitorul, ar trebui să știm foarte bine trecutul. Știți bine că dacă nu ne știm trecutul, avem șansa sau ghinionul ca să repetăm. Practic, după Toffler, suntem în al treilea val de dezvoltare a societății noastre, era informației, și cam de 10 ani nu mai suntem nici în capitalism, nici în era sistemelor, nici în post-industrialism, dacă doriți, ci în era informației, în era rețelelor și în era platformelor. Tot ce ține de industrie și de sisteme e trecut. Prezentul și viitorul aparține rețelelor și platformelor. Practic am trecut printr-o societate agrară, am trecut printr-o societate industrială și nu o să le iau pe fiecare la rând. Practic am putea vorbi până de seară despre viitor și despre ceea ce ne așteaptă. O să scot doar esența și o să vă dau într-un elixir de parfum de 10 minute. Și așa cum am spus, suntem într-o eră a informației. Ca doar un element de diferențiere, dacă doriți, în antichitate și în Evul Mediu, cuvântul de bază e a trăi în conformitate cu perceptele religiei și a trăi în conformitate cu ceea ce spune Dumnezeu. În era industrială era a trăi în conformitate cu ceea ce spun experții, și inclusiv medicii fac parte dintre experți. Și tot timpul vedem, trăim într-o eră în care vedem medicii sau studiile medicale spun că în era în care am intrat și acest lucru este depășit.
practic totul este flu și totul are o viteză foarte mare și discutăm tot mai mult despre ultimul dintre adevăruri. La Howard, decanul de la medicină, la deschiderea anului universitar, spunea că îi pare rău pentru studenți, dar în 10 ani tot ce ei învață va fi fals. Și partea și mai proastă e că el nu știe să le spună care e partea greșită, care e jumătatea greșită. Pe scurt, despre viitor, discutăm de o altă filozofie, pentru că orice societate și orice dezvoltare umană se bazează pe o filozofie. De 2000 de ani, practic, toată societatea omenească a avut la bază filozofia integralistă. De 10 ani și tot mai mult în viitor, ceea ce vom avea la baza noastră este dinamismul. Asta înseamnă totul e fluid, totul e în transformare, e o deschidere universală, prezentul contează foarte mult și o să vedeți la generația care aveți sub 30 de ani că deja gândiți și faceți în felul acesta, trăiți clipa, trăiți fiecare zi și nu o să procedați ca și generația care avem peste 35-40 de ani și care spunem trebuie să tragi, trebuie să fie greu pentru ca mâine să fie mai bine. În filozofia dinamistă, practic fiecare clipă e foarte importantă și trebuie fiecare zi pe care o trăiești să fie o operă de artă. Deci discutăm de o altă filozofie, discutăm de o altă superputere mondială, ceea ce se construiește în Europa nu-i doar un continent și nu-i doar o țară, ci e o putere cu o anumită filozofie. Și discutăm de o nouă economie, o economie total diferită de cea cu care am fost obișnuiți. O economie bazată pe o lume tot mai interconectată și mai legată pe noi tehnologii și pe timp. Timpul e resursa cea mai prețioasă pe care o avem. Noua economie, așa cum spuneam, e globală, acționează global și e bazată pe rețea. Iar toate resursele se bazează pe alte resurse controlate de alți membri și cu care trebuie să ne legăm în rețea și să interconectăm. Dacă ne gândim un pic, toată lumea vie a evoluat datorită rețelelor. Omul are o rețea extraordinară neuronală, o rețea inteligentă. Nu suntem un organism unicelular, nu suntem parameci și nu suntem moebă. La fel, societatea, dacă discutăm la scară socială, nu mai sunt mici comunități, mici sate, ci o singură societate globală în rețea, într-o rețea inteligentă extraordinară. Și mai discutăm despre un lucru în viitor. Discutăm despre companii globale, nu multinaționale. Dacă în momentul de față multinaționalele dictează în lume și ne mândrim toți că suntem suntem corporatiști, în viitor cele care vor dicta vor fi companiile globale. Și filozofia lor de acțiune e total diferită de cea a multinaționalelor. Un singur element, dacă multinaționalele vor să își dărâme concurența și dacă își pun un adaus maxim cât le permite piața, economia globală și companiile globale merg pe principiul gratuității, a darului. Dar înseamnă gratuit orice sau până în 5 dolari pe unitate. Înseamnă o multitudine de clienți la prețuri, la costuri minime. De fapt e tot o dărâmare de concurență, dar altfel. Și dacă discutăm de WikiHealth, discutăm de patru lucruri de bază. De deschidere, transparență maximă și va trebui să ne obișnuim fiecare dintre noi să nu ne închidem în spatele legilor care spun că totul e confidențial în lumea medicală, încet, încet nu va mai fi totul confidențial. Discutăm de colaborare, în special de colaborare online, discutăm de acțiune globală și de sharing. Și discutăm de Edge Cloud.
toată informația noastră va fi în nori, toată informația va fi a întregii comunități. Și bazele de date care în momentul de față sunt ale clinicilor și ale medicilor și nu e normal și nu e corect, vor fi ale pacienților. Se va discuta tot mai mult de baze de date celulare care aparțin pacientului și pacientul va avea da dreptul de acces medicului pe bazele respective. Discutăm de rețele formate din mii, milioane de medici și clinici și nu de coloși. Și puterea va fi a miilor, milioanelor de medici și clinici foarte bine interconectați. Și discutăm de tehnologie. Tehnologia ne va invada tot mai mult viitorul. Și cu toate acestea o să vedeți că tehnologia va conta tot mai puțin și latura umană, high touch-ul, atingerea și umanismul va conta tot mai mult. Și încă un lucru, dacă în momentul de față băncile și banii sunt cei care dictează în lume, într-un viitor foarte apropiat, noi stăpâni ai lumii vor fi asigurările. O să avem o frică să ieșim pe stradă dacă nu avem o asigurare. Și asigurările vor dicta. Și câteva cuvinte despre noua etică în era informației. Jacques Attali, unul din artizanii Uniunii Europene și consilier al lui Mitterrand, spunea că în cel mult 30 de ani fiecare persoană va fi propriul său medic și propriul său educator. Unde vom fi noi și unde va fi medicina? Vă mulțumesc! Da, mulțumim mult, Adrian Badescu!